orașe ale României. Prin urmare, trebuie să funcționeze la standarde europene. Administrația nu se face de la înălțime. Dacă ceva nu merge, problema trebuie rezolvată rapid. Direct din Galați, o emisiune în care problema ta este analizată și se caută soluții pentru rezolvare. Direct din Galați cu Ion Ștefan în fiecare marți de la ora 21. Dacă vrei să schimbi ceva, trebuie să te implici. Te aștept în fiecare marți la ora 21 la emisiunea Direct din Galați cu Ion Ștefan. Bună seara, stimați telespectatori! Așa cum a fost și prezentarea înainte, în clipul publicitar, puteți să intrați în direct cu noi, o să se afișeze imediat un număr de telefon pe ecran și puteți să dați mesaje SMS pentru invitații din această seară. Alături de mine sunt două doamne, doamna Aurelia Grosu, bună seara! Bună seara! Și doamna Claudia Topciu, bună seara! Două doamne frumoase, două doamne deosebite, două doamne care încearcă să aducă în sufletul celor cu care intră în contact prin intermediul cărților, prin intermediul personal, lumină în suflet, pace și o nouă viziune despre viață. Pentru început, aș spune că tema emisiunii de astăzi este o nouă viziune despre viață, viziunea celor două doamne despre modul în care trăim și modul în care sădim pacea celor din jurul nostru. Și pentru începutul emisiunii, până când telespectatorii vor încerca să dea mesaje, am să le rog să se prezinte. Începem cu doamna Aurelia Grosu. Bună seara! Bună seara! Numele meu Aurelia Grosu, învățător de 38 de ani, sunt în al 39-lea an, învățător de școală normală 31 de ani și de câțiva ani învățător de școală specială cu copii cu cerințe speciale. Numele meu e unul banal, dar filozofia de viață este una deosebită, pentru că am trecut prin foarte multe experiențe dureroase și din toate acestea am învățat foarte multe lucruri care vreau să le transmit și la alții. Da, așa este. Deja cineva vă spune bună seara la doamne, mie mai puțin, nu știu de ce, bună seara. Cu toate astea transmit bună seara celor care intră în legătură cu noi. Vă rugăm și pe doamna Topciu, poftiți. Claudia Topciu, absolventa Facultății de Drept aici la Danubius, în Galați. Mămică full-time, fac asta cu mare drag, soție și mamă în același timp. Îmi place să cred că asta momentan este cea mai importantă meseria mea. Și câți copii? Două fetițe. Două fetițe. Am lucrat intens, o fetiță de 7 ani și una de 3. Da. De care suntem tare mândri că am fost privilegiați de Dumnezeu să le primim în dar. Da, foarte frumos. Doamna Aurelia Grosu este o doamnă care creează și de un an și 8 luni și-a descoperit așa o latură mai deosebită, o latură în care vrea să descopere după 38 de ani de activitate, intrat în 39, și celorlalți anumite lucruri. Și doamna a început cu... Ești mai puternic. Ești mai puternic decât crezi, prima carte. Este cartea lansată acum un an și 8 luni. Da. Apoi a venit cu Picături de suflet în contul înțelepciunii tale. Este o carte plină de înțelepciune. Și ultima carte, Educă-mă cu viziune. Iată trei cărți, cred că puțin scriitori scot într-un an și 8 luni trei cărți. Să începem cu prima. De ce considerați dumneavoastră că fiecare din noi este mai puternic decât crede? Pentru că ăsta este mesajul
cărții. Vă rog. După o viață plină de durere și de limitări fizice, am învățat că Dumnezeu poate să ne scoată de oriunde am fi. Am descoperit credința în toate provocările și toată durerea vieții mele. Cred că fiecare dintre noi, dacă alege drumul credinței, poate să izbândească în fiecare problemă din viață. Am făcut un antrenament, se numește coaching mai nou, care mi-a resetat complet gândirea, gândirea aceea veche din familie, și de când am făcut antrenament am început să scriu. Viața mea s-a schimbat total de atunci și consider că acesta a fost mijlocul prin care Dumnezeu mi-a trasat un drum clar, sau mai degrabă zic eu, o misiune de a transmite și altora ce am învățat eu din suferințele mele. Și vreau să nu se mai repete ceea ce am trăit eu, și de aceea sunt atât de înfocată să transmit mai departe viziunea aceasta de recondiționare, resetare mentală a poporului român, a tuturor oamenilor. Păi eu cred că venim setați foarte clar pentru a face bine. Dumnezeu a creat omul. Da. S-a uitat la el după ce l-a creat și a văzut că este bun. Deci nu a văzut sub nicio formă că era altfel. Deci omul a fost creat bun. Da. Între timp am suferit și suferim în viață, așa cum spunea și dumneavoastră, anumite schimbări. Multe din ele poate nu sunt benefice, dar totuși sunt experiențe și trebuie să ținem foarte mult cont de trecut, pentru că trecutul este o experiență. De multe ori nu vrem să învățăm din experiențele altora și vrem să învățăm din experiențele proprii. Destul de tevăliți ieșim din anumite încercări, dar după aceea, în timp, ne dăm seama că acele încercări ne-au făcut mai puternici. Exact. Deci noi trebuie să ținem cont de trecut, să trăim în prezent, dar să ne uităm în permanență în viitor. Da. Să ne uităm în viitor, pentru că viitorul este cel pe care îl creăm zi de zi. Asta zi de zi și ceas de ceas. Deci fiecare din noi trebuie să înțeleagă că este mai puternic, este mai puternic și el este puternic, cum frumos a spus dumneavoastră, prin credință. Deci credința te face mai bun, te face mai bun, te transformă, și această resetare vine odată cu înțelepciunea. Mm-hmm. Înțelepciunea, da, pe care dumneavoastră ați scris-o în cartea a doua. Da, pentru că se leagă. Se leagă, sigur, se leagă, da, și așteptăm și celelalte cărți. În emisiunile pe care le moderez, vin foarte mulți oameni de cultură, artiști, scriitori, da, poeți, actori, și fiecare din ei au, așa cum spune și dumneavoastră, o viziune. Deci fiecare vedem prin ochii sufletului, din interiorul sufletului nostru, prin lumina ochilor, vedem lumea înconjurătoare. Dacă într-o zi suntem fericiți, dacă într-o zi suntem plini de pace, plini de iubire, lumea este foarte frumoasă. Dacă noi ne transformăm în interior și ne transformăm, poate nu într-un personaj pozitiv, ei, atunci lucrurile se schimbă, din păcate, în rău și nu mai vedem lumea atât de frumos. Deci asta este ceea ce trebuie să sădim noi în permanență în viață, să sădim pacea, să sădim lumina. Și acolo unde este pace și lumină, vine și iubirea. Doamna Topciu, doamna Claudia Topciu, a scris un capitol, pentru că în aceasta, pe lângă cea mai mare calitate a unei doamne, respectiv calitatea de mamă, dumneaei a scris un capitol care spune așa: căsătorie 1 plus 1 egal 1. Și după ce o să-mi spuneți de ce 1 plus 1 egal 1, am să-i dau și eu interpretarea creștină. Vă rog. Cu mare drag. Am scris acest... Puteți pe larg, avem, da? Suficient timp. Am scris acest articol pentru că am simțit lucrul ăsta.
am simțit că oamenii sunt un pic deficitari. Uităm de ce ne căsătorim, care sunt principiile sănătoase ale căsniciei, uităm care este menirea lăsată de Dumnezeu căsniciei. Venim cu căsnicie cu bagajele noastre de acasă, ce am văzut la părinții noștri, le adunăm, iar în cadrul familiei le scoatem și le punem pe masă. Unele sănătoase, altele nu, care afectează cuplul. Și atunci m-am gândit, era o perioadă în care mă gândeam așa, stăteam și analizam lumea și mă gândeam, lumea ăștia de ce divorțează? S-au căsătorit. Dumnezeu i-a creat unul pentru celălalt. De fapt, au uitat pentru ce s-au unit. Au uitat. Vedeți, da. Ați spus foarte frumos că Dumnezeu i-a creat, s-a uitat la Adam și la Eva și i-a creat frumos. A creat-o pe Eva pentru Adam. În schimb, Dumnezeu ne-a dat și înțelepciune. Și dacă știm să o folosim, ne este în favoarea. Înțelepciunea este cel mai greu lucru și cea mai grea calitate pe care se cere de la Dumnezeu. Exact. Dar El ne-a dat. Și avem un exemplu foarte clar în Sfânta Scriptură. Solomon, urmând după marele David, împăratul David, cel care a învins pe marele Goliat, făcând atâtea lucruri mărețe, el urma la tron după David. Și atunci s-a pus în genunchi, a făcut o rugăciune la Dumnezeu și a cerut înțelepciunea. Nu este lucru ușor să ceri înțelepciunea. De aceea înțelepciunea vine cu timpul, vine cu experiența de viață, vine cu odată cu trecerea anilor, pentru că nu știu ce am face dacă am avea și suficientă înțelepciune în momentul în care am începe viața. N-am avea elanul tineresc, n-am avea entuziasmul de a face lucruri noi, cred că ne-ar lipsi ceva din viață. Dar odată cu trecerea timpului, vine, ușor, ușor și înțelepciunea. Dacă o cerem. Da. Adunăm. Trebuie să o și cerem, că s-ar putea unor să nu o vedem, ea să fie și să nu o vedem. Și atunci m-am uitat și am zis, măi, oamenii ăștia au uitat. De ce? Care a fost scopul lor și menirea? Și atunci când doamna Aurelia m-a invitat, am zis, despre asta scriu. Nu mai scriu despre nimic altceva. Scriu ceea ce am încercat eu, cu ajutorul lui Dumnezeu și soțul meu, să schimbăm. Ceea ce ne-am dorit noi. Lucrul acesta s-a întâmplat în momentul în care eu am rămas însăcinată cu prima fetiță și am zis că noi vrem să transmitem valori sănătoase. Și atunci asta am spus. Ce ne place, ce dorim să transmitem, ce dorim copiii noștri să transmită mai departe. Și atunci am zis, hai să vedem cum facem. Am pot să spun că am început de la a citi cel mai bun bestseller, cea mai bine citită carte din lume și vândută, Biblia. Am descoperit că Dumnezeu acolo spune lucruri foarte adevărate și interesante despre căsătorie, despre copii. În Noul Testament, că dacă citim Vechiul Testament, și eu tuturor le recomand când încep Biblia, mai degrabă să citească începând cu Noul Testament, pentru că vor înțelege altfel. După aceea, eu am încercat și am făcut de-a lungul timpului diverse experiențe, am citit zile în șir aceeași pagină din Biblie. Aceeași pagină, 50-100 de zile, în fiecare zi, dacă stai și citești cu atenție, înțelegi altceva. Și înțelegi și datorită faptului că devii, așa cum spune doamna Claudia, puțin mai înțelept. Dar puterea de înțelegere a celui care citește Biblia este măsura înălțimii duhovnicești la care se află. Deci nu este cu putință să înțelegem în lumea păcatului, să înțelegem cu adevărat Biblia. Și de aceea avem pe Sfinții Părinți care
care au trăit o viață fără de păcat, o viață fără de păcat, s-au înălțat duhovnicește și au avut frumoase întâmplări. Și aș da aici un exemplu, Sfântul Serafim de Sarov, care trăia împreună cu animalele, le îmblânzea pur și simplu și care este un exemplu pentru toți călugării din lume. Da, eu cred că Dumnezeu ne iubește, că de asta ne-a creat și cred cu tărie că chiar și atunci când suntem deficitari, dragostea Lui e acolo. Frumos. Da. Păi zice, este mâna așa, care ne ține. Da. Părăsește turma, da, și se duce după oaia rătăcită. Exact. Deci lasă turma, exact, de 99 de milioare, să zicem, da, pentru că ele sunt în turmă, se, da, duce și aduce oaia rătăcită. Se bucură mai mult, da, pentru oaia rătăcită pe care o aduce în turmă decât pentru cele care se află. Așa e. Da. Și atunci am scris despre căsătorie. Nu cred că am căsătoria perfectă, nu cred că există perfecțiune nici din punctul acesta de vedere și nici din al educației. În schimb, am primit o altă viziune. Am văzut căsătoria altfel. Atât eu cât și soțul meu, eu m-am rugat pentru soțul meu. Și cred cu tărie că Dumnezeu mi l-a pregătit, pentru că dacă mă uit la el, este exact ce am cerut. Cred că mai mult. Și mă bucur tare. Sper mult. Sper că urmărește emisiunea. Eu cred că da. O și postăm pe... Dar eu știe lucrul ăsta, așa, da, că nu trebuie cred să... Cred că cine acolo la tine cu copii... Da. Dar e o declarație de dragoste în direct. Puteți să o spuneți așa. Da. Da. Ce și frumos. Atunci ne-am rugat unul pentru altul. Nu am, eu cel puțin ca și fată, și încurajez fetele din ziua de azi, să nu se lase pradă relațiilor ușoare, relațiilor care vin și pleacă, doar pentru că așa e în trend. Dacă vecina are un prieten, trebuie să am și eu. Dacă se poate același. Da, mai nou, așa e acum. Dar eu cred că rugăciunea este ascultată. Așa și e. Și omul care ți este creat pentru tine va veni. Va veni dacă îl meriți. Eu cred că îl meriți. Dacă te rogi cu credință și... Păi despre asta e vorba. Da, exact. Va veni când îl meriți. Când îl meriți. Știți cum e? Adam, cât Dumnezeu a creat-o pe Eva, a dormit. Mm-hmm. Așa că Dumnezeu poate lucrează. Poate lucrează, da. Poate lucrează. Și atunci așteptăm. Și l-am așteptat și nu regret niciun moment. Așa că le încurajez pe tinele domnișoare să facă lucrurile acestea. Deși presiunile de grup sunt, da, și putem cădea pradă, să nu uite niciun principiu, nicio valoare esențială, pentru că, din punctul meu de vedere, o relație cu un băiat 2-3-10, lași frămituri din tine, bucăți din tine. Mm-hmm. Și atunci, da, nu mai ești complet. Sigur. Când îl vei întâlni pe cel ales de Dumnezeu. Sufletul se divide, mm-hmm, da, și cu siguranță nu mai este întreg. Da, exact. Și atunci am ajuns la acest lucru. Ne dorim tare mult să, așa cum, știți cum, căsnicie ca la un dans, exact asta am scris și în articol, da, precum un dans, la început te calci pe picior, te tatonezi, există tot felul de frecușuri între noi și așa, dar la sfârșit te realizezi că începi să te pliezi, începi să te înțelegi cu omul de lângă tine din priviri, din gesturi, știi să-l citești. Și asta este mare lucru. Cât de mult contează, dar vreau să dau un mesaj a unui telespectator sau telespectatoare. Bună seara, suntem lipiți de televizor. Deci avem oameni care sunt lipiți de televizor. Mulțumim. Și cu siguranță vedetele acestei emisiuni sunt doamna Aurelia Grosu și doamna Topciu Claudia. Noi suntem niște oameni foarte simpli, nu vrem, da, să devenim vedete. Dar nu este vorba despre vedete, dar cuvintele frumoase trebuie spuse. Încerc, de când fac emisiuni de aproximativ 5 ani de zile, să aduc o altă viziune, așa cum și dumneavoastră aveți o viziune, să aducem
vestea bună. Exact. În Galați și în locul în care ne desfășurăm activitatea, să tratăm totul în pace și în iubire și să fim foarte atenți la orice cuvânt pe care îl rostim. Pentru că poți să treci pe un om dintr-o zonă a binelui, într-o zonă a răului, printr-un cuvânt, sau poți să-l aduci din zona răului în zona binelui cu un cuvânt. Asta e ideea. Asta este ideea, da. Și? Haideți să continuăm. Da, și am scris acest articol, așa cum am scris și la sfârșit, îmi doresc ca la sfârșit, când vom părăsi pământul acesta și vom merge sus în cer, Dumnezeu să-mi spună că am făcut lucruri bune și plăcute lui. Da. Soțul și copiii sunt lipiți de trebuie la declarația de dragoste. Da, că l-am lipit așa. Da. Ce frumos! Mulțumesc! Asta îmi doresc. Îmi doresc ca... E un lucru pe care mi-ar plăcea să-l fac pe viitor, să lucrez cu familiile și să descoperim că lucrurile se pot întâmpla altfel în cadrul familiei. Pentru că, și acum mă duc la educație, copiii mei trebuie să învețe despre iubire și despre Dumnezeu de acasă. Eu le transmit valori. În momentul în care ei ies pe ușă, reprezintă pe mama și pe tatăl lor. Da. Ei sunt oglinda. Sunt oglinda noastră. Și atunci, asta îmi doresc. Eu, ca om, acum sper că în viitor să fiu un părinte suficient de bun pentru copiii mei și o soție suficient de bună pentru soțul meu. Cu siguranță, dacă iubirea se întoarce, cu siguranță v-ați atins scopul. Și într-un cuplu este foarte important cum se rezolvă conflictul, pentru că conflicte apar. Da. Cum le rezolvi? Cu țipete, tu țipi mai sus decât el, el mai sus decât tine, unul pleacă, se enervează. Care e de fapt soluția? Uneori lăsăm problemele, ei lasă de la tine și gata, că așa se merge acum, lasă, nu mai supăra, lasă, a zis, gata, lasă, poți să treacă. Dar de fapt, noi ca și femei suntem mai sensibile și adunăm acolo rană peste rană și se face un dita mai rana și data viitoare la următorul explodăm. Și atunci spunem, gata, divorțăm, că asta e cel mai ușor. Divorț, de ce? Nepotrivire de caracter. Am învățat la facultate că asta e cel mai slabă treabă, să spui nepotrivire de caracter. Nici nu există. Da. Așa că trebuie să stai acolo și să lupți pentru ceea ce ai ales să faci, pentru ceea ce ai primit și să știi că întotdeauna există soluții. Asta am văzut și copiii mei. Avem o problemă? Ok, plângem, dar hai să căutăm o soluție. Asta ne scoate din impas. Și eu personal și familia mea, oriunde suntem, încercăm primul coechipier al familiei noastre și șeful familiei noastre este Dumnezeu și alergăm la el. Și atunci primim pace și lucrurile se văd diferit. Avem o altă viziune. Suntem așa de angrenați în problemele noastre cotidiene. Copilul la școală vrea să facă pian, să facă și not, să facă cât mai mult decât n-am făcut noi, să facem bani și de acolo și de dincolo, cât uităm de partea asta spirituală. Nu ne mai axăm pe ea. Ne pierdem sufletul, da. De fapt. Credem că Dumnezeu e acolo și atât, dar de fapt dacă lăsăm să intre în toate domeniile vieților noastre, se deschide altfel. Așa cum spunea și dumneavoastră, în momentul în care îți împarți sentimentele, sigur că fac legătura cu lumea materială, pentru că noi încercăm și trebuie să alergăm foarte mult în această lume materială, în această lume secularizată. Și atunci încercăm ca sufletul nostru să stea și la o mașină performantă și la o casă deosebită și peste un an de zile să schimbăm și mașina, să schimbăm și casa. De fapt, acolo va fi sufletul nostru. Acolo va fi sufletul nostru, acolo unde este și viitorul nostru. Atunci ne pierdem valorile interioare și ne pierdem această menire cu care venim pe pământ. Avem spiritul acesta de turmă. Dacă încă. Încă.
Noi suntem creați diferit, nu în turmă. Noi suntem diferiți în creația noastră și diferit. Eu nu pot să fac ceea ce doamna Aurelia face, sunt stângace în scris, puneți-mă să vorbesc și eu muntesc, dar nu. Și nu ceea ce este cel mai important. Noi nu avem o concurență cu nimeni în această viață. Singura concurență pe care o avem în viață este cu noi înșine. Noi trebuie să devenim mai buni decât am venit pe pământ la plecare. Da. Ca această flacără, cum foarte frumos spune doamna Aurelia Grosu, această flacără care la sfârșit cu siguranță se va stinge, însuflețește de fiecare dată când vine o scânteie nouă, acest copil sau copiii pe care Dumnezeu ni-i dă în grijă. Din punctul meu de vedere, noi nu facem mare lucru. Dumnezeu doar are încredere în noi, ne dă niște îngerași și apoi la capătul drumului ne întreabă, iată, eu ți-am dat niște îngeri. Ce ai făcut cu ei? Asta este cel mai mare lucru, cel mai mare lucru pe care noi îl luăm la plecarea noastră. Așa este. Realizările pe care le-am avut noi cu copiii noștri. Da. Și ca să vă răspund la întrebare, 1 plus 1 egal cu 1. Păi, creștinește, eu vă dau răspunsul. Da? Păi și eu îl dau tot creștinește. Să vedem. În momentul în care noi venim, suntem și în fața lui Dumnezeu, da? Nu numai a prietenilor, eu sunt eu, Claudia, da? Soțul meu a fost Daniel. Da. Da? În momentul în care noi venim înaintea lui Dumnezeu, noi devenim una. Un singur trup și amândoi avem aceeași viziune comună. Da. Ne ținem amândoi pe aceeași linie. Și tot așa vreau să încurajez doamnele, cred că doamnele citesc un pic mai mult decât domnii, fără nici, cred că sunt și domni care citesc mai mult, dar noi nu ne place mai mult să facem cercetare. Da. Și le încurajez pe doamne, dacă citesc cărți, articole despre educație, despre căsătorie, despre, nu știu, mâncare, despre orice, să împărtășească soților. Și vă spun și de ce. Pentru că, unu, ai timp cu soțul tău, doi, avem timp să creștem împreună. Nu ajung eu la un nivel și el rămâne în spate. Mm-hmm. Sau invers. Și atunci noi suntem o echipă și ne susținem. De asta am spus unu. Pentru că atunci când el nu mai poate, pot eu. Cu siguranță. Când eu nu mai pot, va putea el. Și atunci asta înseamnă unu. Da. Și să existe în familie, aud des pe stradă, eu am făcut, tu nu ai făcut. Nu există așa ceva, există noi am făcut. De fapt, când zici că sunt eu, este nivelul maxim al mândriei. Și atunci este eul interior care, de fapt, te îndepărtează de credință și de adevărata menire. Așa este. Așa este, ca să merg mai departe, să completez ceea ce spuneți dumneavoastră, într-adevăr, prin căsătorie devenim același trup, în două suflete diferite. Și mai este un exemplu, exemplu crucii. Crucea are două laturi. În momentul în care se înclină, așa cum spuneați dumneavoastră, poate că unul are o anumită suferință. De aceea celălalt partener trebuie să reechilibreze această cruce și trebuie să o ducă mai departe. De multe ori se întâmplă în căsnicie să rămână unul singur să ducă ambele brațe, din anumite motive. El trebuie să fie puternic, iar Dumnezeu îi dă putere pentru ambii. Clar, Ivada. Da. Ajutorul potrivit. Așa este. Cum considerați dumneavoastră că se face educație cu înțelepciune și în același timp educație cu o nouă viziune? Pe alte baze, pe o bază solidă, exact ce a spus ea, pleacă tot de la părinți. Toate setările mentale corecte se fac între 0 și 7 ani. Deci exact părintele are cea mai mare importanță în formarea copilului. Nu învățătorul, nu profesorul, nu universitarul, ci doar părinții. Asta este viziunea nouă. Nu este mare lucru, dar pe care noi n-am primit-o de acasă. Eu am luat bătaie, am auzit vorbe urâte, am văzut numai lucruri urâte. Da. Astea mi s-au imprimat în minte și m-au dus într-o sferă negativă.
Și toată viața mea am luat bagajul ăla de mic copil și l-am cărat cu mine în familie, în viața copiilor mei și nu mi-a fost bine. Două divorțuri, două căsătorii, copii mutilați de divorțuri. Iată, deci eu am ceva de spus, ea merge bine, e ok. Da. Dar eu am ceva de spus pentru cei care nu merg bine. Pentru că sunt foarte mulți care nu merg bine. Și încercați din experiența dumneavoastră să-i faceți ca ei să evite. Dar știți de ce? Dar știți de ce? Pentru că am văzut ce au suferit copiii mei. Vorbesc acum că sunt mari și vorbesc cu ei, da? Ca să scap de setările mentale incorrect introduse în minte de părinții mei, a trebuit să fac consiliere spirituală, a trebuit să fac ore de coaching, a trebuit să studiez scriptura până am învățat-o la greu și mi-am ridicat credința până la urmă. Sim. Am stat vreo 10 ani prin spitale la psihiatrie, adică deja eu nu mai vreau să văd așa ceva. Vreau ca să învățăm oamenii tineri să aibă valori corecte. Este viziunea. Ne întreabă un telespectator despre ce credință este vorba și am să credința spun în Dumnezeu. De aici discutăm doar despre credință în Dumnezeu. Atunci. Discutăm despre Simplu. Sfânta Scriptură, Simplu. Despre Biblie. Discutăm despre Hristos care este Fiul lui Dumnezeu și de Sfânta Treime, deci nu discutăm despre alte lucruri, despre iubire, despre pace, exact. Despre lucruri absolut valori morale creștine, da? Sigur. Întoarcem la moralitate. A venit fratele meu din Torino asta vară și chiar se uita la mine și spunea: măi, Toni, mie îmi spune Toni, nu spunea Aurelia, că el mai cu 10 ani, și măi, Toni, lumea trebuie să întoarcă la moralitate. Așa de mult m-a impresionat ce a spus. Noi nu ne vorbisem cu cărțile, cu nimic. Suntem despărțiți departe unul de altul. Și chiar mi-a plăcut chestia asta. Lumea trebuie să se întoarcă la moralitate. De fapt, la origini. La origini. Noi de acolo am plecat. Exact. Și iată că în timp ne ducem spre această lume materială, exact. Uitând de suflet. Noi când ne vom înfățișa la dreapta judecată, nu ne vom înfățișa nici cu BMW-ul, exact. Nici cu trei case, exact. Nici cu nu știu cât, ci ne vom înfățișa cu sufletul pe care îl ducem mai alb sau mai puțin coronat. Mergem spre desăvârșire. Spre desăvârșire. Asta este pământa. Da. Să mergem spre desăvârșire. Adică din ce în ce mai bine, din ce în ce mai conștient de ceea ce ți se cere. Cine cere? Dumnezeu cere. De fapt, Dumnezeu cere. De fapt, Dumnezeu nu cere de la noi decât un singur lucru. Să iubim. Să iubim. Să iubim. Să iubim mai mult. Nu, să iubim. Să iubim. Și de fapt, singurul cuvânt pe care ni l-a lăsat pe acest pământ este să iubim. Nu trebuie să facem altceva. Pentru că dacă am înțelege adevărata iubire, n-ar trebui să avem nici legi, n-ar trebui să avem nimic altceva decât să iubim. Și respect. Da. Că din iubire vine respect. Deci absolut tot ce decurge din iubire, din pace, iubire și lumină. Pentru că tot ce nu este în lumină, exact. Nu este la foarte mulți oameni mă întreabă, de-a lungul timpului am stat de vorbă cu fel și fel de oameni și am consiliat o serie de oameni și m-au întrebat cum să aleagă între bine și rău. De fapt simți dacă gândești profund o anumită acțiune, ai simțămintele dacă să faci sau nu acea exact. Acțiune. Deci simți. Pentru că noi suntem, de-a lungul timpului în viața noastră, noi suntem o sumă a alegerilor noastre. Nu putem să alegem în permanență rău și nouă să ne fie bine. Exact. O să ne fie bine în momentul în care vom face alegeri bune. Exact. Și în momentul în care, așa cum spunea doamna Claudia, vom săvârși gânduri, vorbe și fapte bune. Pentru că noi suntem un tot. Ce spune Dumnezeu? Ceea ce seamănă omul, aceea culege, da? Aia culege, sigur. Dacă tu ne juri pe mine, nu știu ce ai să culegi. Da, dar vedeți cum ne spune, omul este de patru feluri.
Deci nu peste tot, chiar dacă Dumnezeu seamănă iubire, nu peste tot găsește pământul fertil. Da. De multe ori sămânța cade pe drum. Da. Vin păsările cerului și o culeg. Uh-huh. Alte ori cade în piatră. Face o mică rădăcină, dar ea moare. Da. Alte ori cade între ciulini. Da. Și ciulinii cresc mai mult, și fac umbră și imediat ia sămânța bună. Și de-abia a patra parte cade în pământ fertil și acolo găsește tot ce-i trebuie pentru a crește. Da, trebuie cunoaște. Deci așa, trebuie cunoaște. Așa suntem și noi. Exact. Să știți că de foarte multe ori în viață suntem în toate aceste etape. Pentru că Dumnezeu sădește în noi. Noi auzim cuvântul, auzim un sfat bun de la Părintele nostru, dar de multe ori nu-l băgăm în seamă. Și vom da socoteală. Vom da socoteală. Tăvăleala asta pe care o luăm, așa cum spunea doamna Aurelia, o luăm pentru că n-am învățat lecția. Dacă noi am fi pe cărare, am merge pe cărarea pe care ne-a fost dată, n-am avea aceste încercări. Dar pentru că nu vrem să învățăm, le trecem. Ce să facem? Da, trebuie cunoaștere ca să știi ce să faci. Bine, cunoașterea vine cu timpul și eu cred că asta este. Și chiar n-am apreciat în mod pozitiv în zilele acestea un atac foarte puternic și pe anumite posturi de televiziune un atac intensificat asupra bisericii. Nu este un lucru corect. E adevărat că există și eu am postat pe rețelele de socializare în permanență pilde, postez în permanență oameni care fac lucruri bune, nu numai din rândul bisericii, dar sunt foarte mulți oameni din rândul bisericii care fac foarte mult bine, sunt sfinți părinți și am cunoscut mulți oameni deosebiți, da? L-aș aminti aici pe Părintele Teofil Pârâianu, care este Părintele Iubirii, fiind un preot orb, care din punctul meu de vedere vedea mai bine decât marea majoritate a oamenilor de pe pământ. Pentru că el vedea cu sufletul. Da? Era unul din ucenicii lui Arsenie Boca. Arsenie Boca ajunsese la un anumit nivel și a spus: vrei să-ți redau vederea? Poate că avea această putere, nu-mi dau seama. Și a zis: nu. Asta este încercarea mea și trebuie să o duc până la capăt. Da. Și am ascultat foarte multe prelegeri de-a lungul timpului pentru că era purtat așa peste tot în țară să dea vești bune, să dea cuvinte de învățătură și acum când îl ascult mă cutremur. Am fost în chelia dumnealui și avea o bibliotecă în permanență, dăruia cărți, punea mâna pe creștetul capului și îți dădea cartea de care ai nevoie. El știa ce ai nevoie să citești pentru a deveni puțin mai bun. Asta înseamnă har. Părintele Arsenie Papacioc, nu oricine poate. Părintele Iustin Pârvu, care, să vă spun, în momentul în care ajungeai la ei, cu adevărat simțeai o transformare deosebită. Și așa cred și eu. Rugăciunea, credința, iubirea față de semeni te face mai bun. Haideți să vorbim despre viziunea dumneavoastră cu privire la următoarea etapă a vieții. De acum încolo, pentru că aveți de dăruit. Da, doamnele sunt gălățene. Vă întreabă dacă sunteți din Galați. Din Galați. Sunt doamna Aurelia Grosu, este învățătoarea la școala specială Emil Gărleanu și doamna Claudia Topciu este mamă și doamnă căsătorită, 1 plus 1 egal cu 1. Așa nu se spune. E bine, căsătoria, 1 plus 1 egal cu 1. Și mie mi-a plăcut foarte tare ideea ei și și tot articolul. Așa este. Frumos, da. Dacă citește cineva, o să-și dea seama ce frumos a scris.
și povestea lor de dragoste. Da. Și care continuă. Și o vie continuă. Da, continuă, nu e nicio problemă. Da. Continuă. Ei se nevoiesc cum ar veni, adică chiar luptă pentru căsnicia lor, nu că luptă rău, adică se armonizează, se duc la conferințe, se duc la workshop-uri pentru creșterea copiilor. Sunt interesați. Și da, pot să spun că și eu, după 30 și anul acesta fac 31 de ani, da, de și am copii de 30 de ani, este ok, este în regulă, odată cu trecerea timpului, de fapt, descoperi niște calități a omului de lângă tine pe care nu le-ai văzut cu adevărat niciodată. Ce frumos. Da? Frumos. Așa este. Frumos. Așa este. Emoționant. Da. Deci, viziunea dumneavoastră despre viitorul a meu? Aproape sau mai îndepărtat. Da, păi am spus în ultimul interviu luat de revista Famos, din cât un creator din Galați este, revista Famos, da, care conține foarte multe lucruri, m-a întrebat care sunt planurile mele de viitor. Și da, am zis, nu frate, dar nu știu cât mai trăiesc, că am o vârstă, nu? Adică, știți cum e, drumul e scurt sau nu știu. Și am zis așa, la vârsta mea, e bine să fii ponderat în planuri. Da. Însă, cât timp va mai avea nevoie Dumnezeu de mine pe pământ, mă pun la dispoziția Lui și în folosul oamenilor. Misiunea mea este să aduc valoare celor din jur. Voi continua să scriu, voi continua să organizez evenimentul meu Seara cu Suflet, am un eveniment personal, a 14 ediții. Este în fiecare lună. În fiecare lună. Da, ne întâlnim, noi ne facem poze. E fain. Suntem acolo în grup. Suntem. Tot felul de lucruri care ne apasă. Poate uneori nu ai frumos. Ai soluția. Da. Și o găsim. Exact. Da. Deci voi continua să organizezi evenimentul meu Seara cu Suflet, care are loc o dată pe lună la Galați. Voi face ateliere de lucru cu părinții din Galați, da. Voi accepta orice colaborare în domeniul educației, sunt împlinită, în ciuda tuturor anilor de suferință, cred că sunt binecuvântată. V-am citat exact ce am răspuns la revista aceasta despre planurile de viitor. Deci cât mai trăiesc, că trăiesc o zi, că trăiesc încă 50 de ani de acum colo, că o să ajung la 120. Eu așa vreau. Da. Acum nu știu dacă șeful important spune... Important e să trăim frumos. Nu înțeleg. Să trăim frumos. Cât îmi dă Dumnezeu zile pe pământ, asta fac. Educație. Educație pentru că simt nevoia de educație în jurul meu. Vedeți cei pe stradă, vedeți cei în autobuze, vedeți cei în școli. Da. Deci, un om care are 38 de ani de învățământ deja știe atât de multe încât de-abia așteaptă să scoată adevărul. Deocamdată mai am un an până la pensie și apoi începem să dăruim. Da. Da. De ce nu vă uitați la televizor? Am înțeles. Da. Pentru că am văzut din postările dumneavoastră că ați renunțat de câțiva ani să vă uitați. Da, conștient. Eu mi le-am dus singură, aveam două televizoare mici, mi-am dus singură la tomul, la container și am zis, ok, acum ne liniștim. Deci eu nu mă uit la stradă, văd și eu pe Facebook. E bine. Deja sunt acolo. Deci eu văd pe mama mea 85 de ani că stă continuu la televizor și vede numai știri. Și am zis, mamă dragă! În mare măsură știri negative. Nu mai negative. Am zis, numai o clipă, vreau să transmit lumii întregi. Acum mi-a venit că ei cer spitale în loc de biserici, da? Cer spitale, zice, peste tot în Facebook, zice, nu vrem biserici, vrem spitale. Știți pe ce se setează poporul român în momentul acesta? Pe boală! Păi nu. Pe boală? Așa este. Nu. Noi vrem să fim sănătoși ca să nu ajungem în spital. Și putem schimba așa, vrem o economie înfloritoare, vrem universități minunate, vrem, adică
schimbă puțin optica, nu te duci spre întuneric, du-te spre lumină. Da, este nevoie într-o societate dezvoltată și într-o societate cu viziune, ai nevoie și de biserică, ai nevoie de și de spitale, ai nevoie în special de educație, pentru că familia începe educație și educația, cred că așa spun și eu, că cea mai bună educație e din familie, exact. Și din iubirea pe care părinții o dau copiilor, pentru că ei vor duce mai departe, așa cum spunea și doamna Claudia, iubirea pe care au văzut-o și iubirea pe care o transmit mai departe nu are carențe. Deci noi în momentul în care venim cu anumite învățături de la părinții noștri, poate și învățături negative, de fapt sunt învățături care nu au nicio legătură cu iubirea. Asta este... Și numai iubirea, și fapte bune, și întrajutorarea oamenilor săraci. Și sunt multe lucruri care poți să înveți pe copii împreună cu tine. Faceți o acțiune împreună. Da, așa este. Da, totul împreună, comunicare frumoasă. Deci, eu, mie astea mi-au lipsit categoric, deci eu ce aș fi vrut să fac sau să am, văd la copiii ăștia și mă bucur. Da. Dar eu n-am avut. Și atunci, din frustrările adunate, văd ansamblu acum cu alți ochi, că na, la vârsta mea am căpătat atâta înțelepciune și îmi doresc familii fericite cu copii fericiți. Asta este. Liniștiți, calmi și să nu mai calmăm puțin, că prea suntem așa plini de agitație, de stres, mai pian. Mă bucur foarte mult că ne-ați vorbit în primul rând de pace și chiar ne vorbisem amândouă, să fim calme, să nu ne agităm. Și când v-am văzut că vorbiți așa liniștit, am zis, ok, aici e bine. Aici e bine. M-ați întrebat de ce ne-am găsit în această seară, pentru că trebuia să ne vedem, să transmitem un mesaj. Un mesaj de mai liniștiți-vă, mai oameni buni. Haideți să vorbim despre liniștirea sufletului, pentru că este o temă foarte importantă și o temă la care vine înțelepciunea. Odată ce vine liniștirea sufletului, atunci vine și înțelepciunea. Da. Claudia, haideți să vorbim de liniștirea sufletului, pentru că tu ai un suflet minunat acolo, văd cum transmiți mesajul și cât de mult încerci să-i însufli și copiilor. Ce părere ai despre liniștirea sufletului? Eu zic că e tare important, numai că îl neglijăm. Și atunci, în momentul în care ești pe fugă să le faci pe toate, nu mai ai timp să te așezi, să răsufli adânc. Și de ce nu, poate că unii vor fi de acord cu mine sau poate nu, dar eu vă spun ce fac eu, poți să iei Scriptura. Și se întâmplă că atunci când ai nevoie, găsești exact Dumnezeu îți trimite ce ai nevoie. Și atunci, în momentul în care ești liniștit, poți să vezi lucrurile. Ai altă viziune. Vezi altfel, înțelegi lucrurile altfel și primești și puterea de a le rezolva sau de a fi tu liniștit cu tine, cu cei din jurul tău. Cu cei din jur. E foarte important. Am vorbit mult de iubire și așa că dacă dumneavoastră ați zis de Noul Testament să-l citim, să nu intrăm în Vechiul, că e... Nu, am zis să nu începem. Da, să nu începem. Să începem Vechiul Testament, pentru că... E mai complex și greoi. Și este foarte greu de înțeles. Da. Pentru că noi trăim la niște mii de ani de la început. La alt nivel și este greu să înțelegem o rânduială care era la acel moment și anumite lucruri care la ora actuală sunt pedepsite sau sunt rău văzute în societate. Nu, am zis că dacă ați zis să începem cu Noul Testament, eu vă zic să începeți cu cartea Ioan, nu? Este cartea Evanghelia după Ioan, este o carte iubirii. Și atunci să începem cu ea, să o citim. Și asta zic, eu zic că trebuie să avem timpul nostru. Dacă ar fi bine să stăm, să-L ascultăm pe Dumnezeu în fiecare zi, tare bine ar fi. Da. Am primit mai multe. Dar așa pe fugă n-avem timp. Știți cum e, când ești în fugă, nu auzi ce zic ce toată lumea, auzi numai ce zice unul. Uh-huh. Și când ești pe fugă, poate Dumnezeu îți zice ceva și tu nu-L auzi că ești prea ocupat.
sau îi spui, hai Doamne, mai târziu, că acum, uite ce fac. Atunci e tare greu. Vis-a-vis de, zic asta că mie că nu o să apuc să zic. Atunci o să tac eu mai mult. Te rog. M-am zis că dacă îmi dați fru, eu vorbesc. În ceea ce privește educația, mulți părinți, poate din lipsă de acasă, lasă mult pe învățător. Avem așteptări ca învățătorul în 4 ore sau 5 ore cât petrec copilul să învețe multe de la el. Să ni le duce, să ni le învețe cum se îmbrace, toate. No. De fapt, astea se învață acasă. Și da, mai spun un lucru și okay, vă las pe dumneavoastră. Soțul și soția trebuie să se susțină unul pe celălalt în educația copilului. Ei trebuie să facă front comun și să aibă aceleași principii. Nu în momentul în care tatăl vorbește cu copilul, mama se intervine, ai, lasă. Copilul prinde imediat punctul slab și atunci e mai... Trebuie să știm să îmbinăm dragostea și autoritatea și limita pe care copilul trebuie să o știe. Da. Și respectul față de părinți. Da. Am scris în carte, eu cam o viziune despre ce spune Claudia. Despre impunerea unor reguli, despre cum să-i punem să se ordoneze, cum foarte multe lucruri am dar luat. Educația se poate face cu iubire. Da, deci nu, nici nu se poate. Copiii nu trebuie pupați în somn. Copiii trebuie strâși și pupați acolo când sunt ei treji. Chiar și după ce au făcut o năstrăvânie. Și ei au făcut, nu? Dar ei explici, nu sunt. Da. Dar îi explici. Da. Da. Și sunt pentru educația cu explicația consecințelor faptelor tale, da? Îți spun, nu ai voie, da? Nu este bine, nu ai voie. Astăzi veneam de la școală și erau doi copii într-un autobuz și amândoi, știți ce spuneam? Nu am voie să ies din clasă, nu am voie să ies din școală, nu am voie să ies... Și m-am uitat la ei și am zis, nu e așa că nu e bine să ai atâția, nu ai voie? La care ei s-au rușinat, mititei, s-au băgat așa. Eu am prins. Dar de fapt era conform viziunii noi. Nu ai voie, nu este ceva indicat să spui. Nu este bine, deoarece dacă faci, dacă pleci din școală, ți se poate întâmpla, te poate călca, te poate... Deci îi explici omului consecințele. Consecințele, da. Și el prin puterea exemplului înțelege mai... Și prin puterea exemplului, da. A venit o felicitare și pentru mine și trebuie să-l spun. S-ar putea să nu mai vină. Dar chiar vă rugăm. Felicitări pentru emisiune, mereu aveți subiecte interesante, da. Și felicitări și invitatelor dumneavoastră. Burla cu ce? Nu știm noi. Nu știm cine este, dar nu e niciun fel de problemă. Da, vă mulțumim foarte mult. Da. Chiar ne place. Da, ne onorează. Îmi face deosebită plăcere să stau de vorbă cu dumneavoastră și cu siguranță nu va fi singura emisiune, mai ales dacă vă veți simți bine sau vă simțiți bine în această emisiune, mai sunteți din nou invitate, cu siguranță o să facem o emisiune Vestea Bună, pentru că asta este direct din Galați, o să facem Vestea Bună, să încercăm să creăm anumite subiecte și să încercăm să facem o educație prin puterea exemplului. Pentru că Claudia este un exemplu, doamna Aurelia este un exemplu. Păi, n-avem cum să nu fim un exemplu. Sunteți o doamnă care educați copiii de aproape 40 de ani și cred că și am citit de curând un lucru. Ce-ar face? Pentru că noi avem elevi foarte mulți într-o clasă. Din păcate, pe lângă faptul că avem cele mai mici salarii din Europa pe educație, avem și cei mai mulți elevi la clasă. Da. Deci avem dublu. Deci avem salarii mici și copiii invers. Multă. Da. Deci, muncă multă. Și muncă multă și transformarea cadrului didactic într-un om care trebuie să facă o grămadă de hârțogării. Hârtii, activități adică extracurriculare. Da, și până la urma urmei, obiectul respectiv copilul
nu mai avem timp de el. Nu mai ai timp de el. Păi, dacă să presupunem că avem 30 de elevi într-o clasă, deci nu putem să dedicăm mai mult de un minut, un minut. Practic. Fiecăruia într-o oră, cu adevărat, și să putem să îl și educăm. De aceea, în statele civilizate, copiii sunt în ce mai puțin, puțin la clasă. Dar și profesorii sau învățătorii sunt stimulați foarte mult. Adică ei nu mai trebuie să facă alte activități după școală, adică să mai facă și pregătire, să mai facă alte și alte lucruri ca să poată să trăiască. Deci așa s-a ajuns în România. Deci eu cred că un om care se ocupă de educație trebuie să aibă și liniștea sufletească că și-a terminat activitatea, s-a dedicat și pleacă acasă și se poate pregăti pentru o nouă zi, pentru a dărui din sufletul lui acestor copii. Sunt multe de spus în domeniul învățământului. De-abia aștept să mă invitați să discutăm pe domeniul ăsta strict de școală. Strict de școală, de dar școală. Probabil într-o altă emisiune, pentru că mai avem exact 3 minute. Perfect. Haideți să dăm mesajul de final. Perfect. Mesajul de final pentru cei care vor să-și educe copiii din partea unui om care a educat o viață. De fapt, vă spun un lucru. Când vorbesc de educație, când vorbesc de omul care m-a influențat în afara familiei cel mai mult, mă gândesc la învățătoarea mea, doamna Bălan, Aneta, pe care o iubesc și pe care o cunoaște și pe care pe care o stimez în mod deosebit. Da. Eu să încercăm mesajul de final. Nu mi-aduc aminte nimic practic de gimnazial. Așa, vag. Nu mi-aduc mare lucru aminte din liceu, dar mi-aduc aminte foarte, foarte bine copilăria în cadrul familiei, tata, mama. Ei și-au pus o amprentă extraordinar de puternică asupra mea, foarte puternică. Da. Și din clasele 1-4 doar pe doamna mea învățătoare. Asta deci, ăsta e rolul. Păi vedeți? Astea sunt personajele importante. De fapt, și ne spune și Einstein, în momentul în care uităm tot ceea ce am învățat în educație, e scris și într-o carte de-a dumneavoastră, de fapt rămânem cu fructul care a fost sădit. Exact. Da? Dacă ai părinții au semănat bine, au semănat bine. Învățătorul a semănat bine, da. De fapt nu ne mai aducem aminte pentru că el și-a făcut datoria, nu ne mai aducem aminte ce am învățat de la el, dar a rămas simbolul. Da. A rămas simbolul. Că nu mai știi ce informații ți-a dat. Da, informații. Ca și persoană. Da. Și este foarte important asta, să știm că ne dăm acum valoare părintelui. Până acum lumea s-a axat pe noi, pe învățământ. Da. Dar acum vrem să dăm valoare părintelui. Și să facem o echipă împreună. Așa este. Și trebuie să colaborăm. Să colaborăm. Claudia? Eu îi sfătuiesc să înceapă să se iubească. Uh-huh. Și să iubească copii, chiar și dacă fac năzbutii. Să învețe să-și ceară iertare, pentru că noi ca și părinți greșim, nu suntem perfecți, sigur. Să nu ne fie rușine, teamă că undeva ne-am cioplit din autoritate, ci copilul va înțelege că mama este uman, așa va învăța și el cum să-și ceară iertare, puterea exemplului. Da. Și eu cred că dacă facem echipă cu Dumnezeu alături, vom putea să ducem și să educăm un adult pentru societate. Uh-huh. Un adult sănătos pentru societate. Foarte frumos. Doamne, câte lucruri mai aveam de discutat, dar cu siguranță da. Vom mai face. Vreau să-mi promiteți că mai veniți la mare drag. Cu mare drag. Da. Eu vă mulțumesc pentru atenție. A fost o deosebită plăcere să fim împreună în această seară, în direct pentru Gălățeni. Într-o perioadă în care se întâmplă lucruri nu tocmai normale în această țară, unde se înjură unii pe alții, unde în loc să găsim soluții pentru a fi bine, ne vorbim rău. Ne chinuim. Da, ne chinuim unii pe alții. Chinuim. Asta este, pentru că chiar nu înțelegem
care este menirea. Pentru că violența naște violență, dragostea naște dragoste. Mulțumesc distinselor doamne, doamna Grosu Aurelia și doamna Claudia Topciu pentru această deosebită emisiune și sunteți cu siguranță invitatele mele și cu altă ocazie. Vă mulțumesc și eu pentru atenție, stimați telespectatori, și vă așteptăm la emisiunea Direct din Galați, numai pe Express TV, în fiecare marți de la ora 21. Bună seara, mulțumesc mult pentru participare. Galațiul este unul din cele mai mari orașe ale României. Prin urmare, trebuie să funcționeze la standarde europene. Administrația nu se face de la înălțime. Dacă ceva nu merge, problema trebuie rezolvată rapid. Direct din Galați, o emisiune în care problema ta este analizată și se caută soluții pentru rezolvare. Direct din Galați, cu Ion Ștefan, în fiecare marți de la ora 21. Dacă vrei să schimbi ceva, trebuie să te implici. Te aștept în fiecare marți la ora 21 la emisiunea Direct din Galați cu Ion Ștefan.